Doamnelor și domnilor, bună seara și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Arena Sportivă. Alături de mine în această seară în studioul Sălăjanul TV este profesorul și antrenorul Mirel Seișanu. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Și atleta Paula Todoran, cel mai bun produs, i-aș putea spune, la ora actuală al atletismului Sălăjan. Paula, bună seara și bine ai ajuns în studioul nostru! Mulțumesc. Aș vrea să încep cu tine, pentru că sportivii întotdeauna sunt primii. Cum a decurs pentru tine, așa în mare, ca și o concluzie, anul 2015? A fost titlul la semi-maraton, pe urmă la maraton, au fost și curse în exterior, un rezultat deosebit la Cupa Europei. Da, am avut un an 2015 foarte bun. L-aș putea caracteriza prin niște performanțe obținute la campionatul național de maraton și campionatul național de semimaraton, unde am obținut două locuri 1 și un loc 2 la campionatul național în proba de 10.000 de metri. Desigur că și cursa de 10.000 de metri din cadrul Cupei Europei din Italia a fost o performanță deosebită pentru mine, deoarece m-am apropiat foarte mult de recordul meu personal și clasarea la final a fost una mulțumitoare pentru mine, pentru club, pentru federație. Nu sunt foarte mulțumită de cursele de maraton din cadrul campionatului mondial și din cadrul campionatului balcanic, deoarece am avut și unele probleme de sănătate pe parcursul pregătirii înainte de campionatul mondial, chiar înainte cu o săptămână, și nu mi-a mers bine, deși pregătirea a fost una foarte bună, ceea ce îmi dădea speranță și încredere că va ieși bine, dar niciodată nu poți să știi ceea ce se întâmplă într-o cursă și trebuie foarte bine pregătită ziua aceea în care să poți să atingi performanța dorită. Voi încerca ca în acest an să caut acea zi și să îmi îndeplinesc ceea ce mi-am propus. Sper să fie chiar în finalul acestei săptămâni în maratonul de la Sevilla. Știu că la maratonul național din 2015 veneai după un alt rezultat deosebit, obținut în 2014, unde, dacă nu greșesc, erai prima atletă din România care câștigi maratonul internațional, unde erau și sportive din afara țării. Da, a fost un picuț, nu aș putea să spun că o presiune asupra mea din partea nimănui, dar o dorință de nestăvilit. Îmi doream foarte mult și să particip la maratonul Bucureștiului, să fiu la linia de start în cadrul cursei de maraton, dar în același timp vizam și proba de maraton din campionatul, de la campionatul balcanic din Podgorița. Și era o perioadă foarte apropiată de ambele curse. Am luat o decizie și o hotărâre radicală cu 12 ore înainte de cursă, hotărâre pe care am spus că nu o voi mai repeta niciodată. Mi-am asumat responsabilitatea, dar a fost și o greșeală. Am încercat să închei două curse într-o perioadă de 3 săptămâni, ceea ce n-a fost foarte bine. Domnule Seișanu, sunteți omul practic alături de care Paula a obținut, cred că, cele mai frumoase, până în prezent, sigur. Anul trecut făcea majoratul, cum îmi plăcea mie să-i spun, în atletism, împlinise 18 ani. Cum a fost pentru dumneavoastră, ca și antrenorul ei, anul 2015? În mare parte aș spune că l-a caracterizat destul de bine Paula. Obiectivele pe care și le-a propus, sau și ni le-am propus la club, le-am realizat, două titluri de campioană, un loc 2 la 10.000. Ceea ce n-am realizat au fost performanțele de timp în cadrul maratoanelor și o exprimare, să spun, mult mai bună la campionatul mondial, de unde aveam așteptări mari și dacă nu ar fi avut o stare de sănătate precară, să zicem, înainte cu o săptămână, sunt convins că ar fi alergat foarte bine. În rest, a fost un an de la care ne-am dorit mai mult, cu siguranță, ca timp pe maraton, n-a fost să fie. Cum spunea Paula, trebuie să vină ziua în care totul în tine să fie la niște standarde înalte, de la starea psihică, la starea fizică, motivațională, absolut totul trebuie să fie sus ca să poți realiza un timp foarte bun.
Altfel, cred că a fost totuși un an de pregătire bună și pe anul 2015 cred că își va construi performanțele din acest an, pe care dacă nu apare nicio accidentare și nici n-aș vrea să mai vorbesc, să amintesc de acest cuvânt, cred că va avea un an bun. Așa îl prevăd. Da. Până la urmă, cât de importante sunt accidentările pentru un sportiv? Pentru că cred că putem ajunge la un moment dat chiar și la momentul în care să renunți la sportul de performanță, dacă vorbim de accidentări dacă grave. Sunt sigur, grave, da. Din fericire n-a fost cazul Paulei. Dacă nu, te scot din ritmul pregătirii o lună, două luni, depinde de ce traumatisme suferi. După două luni trebuie să reiei activitatea de undeva mult, mult din spate și pe lângă asta te afectează foarte mult ca psihic. Foarte mult. Când simți că ești bine, bine se întâmplă ceva, îți trebuie o perioadă aproape dublă de reabilitare psihică, să spun. Paula, din păcate ai avut parte și de astfel de momente în carieră. Cât de greu e să te refaci? Am avut o sumedenie de accidentări peste care au fost trecătoare. Am trecut cu bine, sunt înaintea Jocurilor Olimpice și pot să spun că nu m-au influențat atât de tare încât să fie nevoie să mă trag din activitate. Niciodată nu m-am gândit în timpul unei accidentări care a fost de lungă durată să mă retrag din activitate sau să mă gândesc la ceva care să te oprească, să mă oprească din drumul acesta. Știu, dacă bine mi-aduc aminte, în ultima perioadă vaxați sau te acces pe probele de semifond, fond. Ce pregătire necesită aceste curse? Am început să practic proba de maraton începând cu anul 2005, a fost prima cursă alergată de maraton pe o bază de pregătire generalizată, nici de cum specifică. După aceea, în 2010, am participat la campionatul balcanic de maraton în Bulgaria, unde am reușit să câștig titlul de campioană balcanică, ceea ce mi-a dat speranța și încrederea că voi putea fi o bună specialistă pe această probă, ceea ce am și continuat să merg pe acest drum de al distanțelor lungi. Maratonului. Sunt, domnule Seșanu, practic probele care, să spun așa, îi se potrivesc cel mai bine Paulei? Pentru că ați alergat și 10.000 de metri și alte curse. Da, se pare că până în momentul ăsta semimaratonul îi se potrivește cel mai bine ca distanță, dar noi am făcut efortul, cum spuneam, în 2015 și în această perioadă din 2016 de a urca mai mult distanțele de antrenament și consider că pentru 2016 chiar ea este pregătită de maratonul adevărat. Desigur că și 10.000 de metri, locul 4 la campionatele europene și acum o prestație bună anul trecut la Cupa Europei, o recomandă ca o bună alergătoare de 10.000. Din păcate, condițiile zalăului de pregătire a probei de 10.000 de metri nu corespund cerințelor pe plan mondial sau măcar european. Fără o pistă de coritan, nu putem aborda proba de 10.000 de metri cu succes. Pe când maratonul mai facem, pe șoseaua de centură, pe stadion, pe unde apucăm. Când Paula se pregătea specific pentru 10.000 de metri, făceam două drumuri pe săptămână la Cluj. Și nu era chiar comod să pleci la 7 dimineața sâmbătă sau când să-ți faci antrenamentul și să ajungi acasă. De aceea am renunțat la proba de 10.000. Spuneați de condițiile de alergare de pe pista stadionului municipal și ați deschis un subiect foarte delicat pe care aș vrea să-l dezbatem puțin în minutele următoare. Cum am mai putea sau, până la urmă, cum ne-am mai permite să le cerem sportivilor, și aici nu vorbesc doar de Paula, nu doar cazul ei, sportivilor de performanță sau celor care tind spre înaltă performanță din sălaj, atleților, să obțină performanțe la nivel național, chiar și internațional, când se antrenează, din păcate, în astfel de condiții. Cel puțin în urmă cu două săptămâni, Paula, dacă bine reține, am întâlnit la un antrenament de-al tău. Efectiv, aș putea să spun, domn profesor, că Paula alerga în mocirlă, din păcate. Da, se întâmplă de multe ori, după câteva ploi, să arate stadionul din Zalău foarte prost. E firesc să fie așa.
Dacă cineva s-ar gândi la performanțele Paulei, ar spune da, se poate obține și din Zalău o performanță cu stadionul care există. Dar nimeni nu știe că acest stadion i-a provocat, sau mă rog, a fost suportul nedorit care a dus multe accidentări. Și nu doar ei, și altor sportivi. Pista, așa cum este ea, cu bolovanii ei, cu șanțurile săpate de ploaie, cu acele turnante ascuțite, toate contribuie decisiv la aceste accidentări ale sportivelor și, cum spuneam acum câteva minute, a te scoate din circuit o perioadă, ceea ce nu este bine în planul anual sau planul de etapă pe care îl facem noi sportivilor. Paula, cum reușești totuși să aduci rezultate pentru județ, chiar și pentru România, în astfel de condiții? Desigur că efortul pe care îl depun este unul mult mai mare față de condițiile din afară. Încerc să muncesc la fel cum muncesc și celelalte adversare sau colege de ale mele, dar că efortul este cu mult și mult mai mare pe care îl fac eu în astfel de condiții. Paula, în 2015 a fost și acel moment mai puțin fericit, am putea spune, abandonul la campionatul mondial. Ce s-a întâmplat până la urmă? S-au făcut tot felul de speculații, chiar și în presă, chiar și printre oamenii, să spun așa, din sport, din atletism. Hai să lămurim până la urmă ce s-a întâmplat. Am spus-o imediat după competiție, o spun și acum, a fost o problemă de sănătate a mea, o problemă cu stomacul pe care mi-a apărut înainte cu o săptămână și am ajuns acasă, am făcut niște investigații, m-am tratat, mă simt bine, desigur că asta a fost motivul. Am acolo medicul sportiv și îmi cunoaște foarte bine diagnosticul și știe ce s-a întâmplat. N-aș vrea să... Bun, până la urmă, sigur că mulți vor spune că scuze există, însă este, să spun așa, într-un fel stupid să te exprimi din afară, atâta timp cât nu ai fost implicat direct. La o cursă, la un eveniment sportiv, e greu să-ți dai cu părerea. Sunt foarte conștientă și convinsă că sunt oameni care n-au altceva de făcut decât să se bucure de insuccesele unora sau să se hrănească cu astfel de bârfe, de minciuni sau de conflicte. Nu dau nume, dar știu că există oameni din aceștia care în timpul lor liber n-au altceva de făcut decât lucrul ăsta. Să vorbească, să bârfească sau să caute conflicte. Domn profesor, cum ați simțit-o dumneavoastră pe Paula la acea cursă? Înaintea cursei, în timpul cursei? Cu emoții am așteptat într-adevăr cursa pentru că știam de starea ei proastă, comunicam pe internet și știam că nu se simțise bine cu câteva zile bune înainte de competiție. Ea trăia cu speranța că ziua competiției totuși va fi bună, dar ultima săptămână nu a fost bună deloc și într-adevăr am avut emoții, am urmărit din 5 în 5 km timpul ei, parcursul ei și desigur că am avut frisoane în momentul în care am văzut că nu mai apare la kilometru 35. Asta a fost. Maraton este o cursă foarte dură, efortul este de tip metabolic și dacă starea de sănătate scârție pe undeva, nu ai ce să faci, nu ai cum să-l continui sau nu are niciun sens să-l parcurgi în 3 ore și 20 de minute. Paula, 2016 este un an important și pentru tine ca și pentru mulți alți sportivi, nu doar atleți care tind să ajungă la Rio de Janeiro. Ce program ai sau există un program special? Mă gândesc că există pentru orice sportiv de performanță pentru a ajunge acolo, la Olimpiada de la Rio. Desigur că există un plan de pregătire specific acestei probe de maraton. Am început încă de anul trecut, chiar aș putea zice luna decembrie, un program specific cu un volum foarte mare de alergare la intensități ridicate, cerute pentru această perioadă și
pentru intensitățile cerute pentru a putea alerga sub 2:45, ceea ce înseamnă realizarea baremului pentru Jocurile Olimpice. Domnul profesor, cum ar trebui să arate un program? Vorbim aici, probabil și din punct de vedere tehnic, puțin pentru Paula, pentru a ajunge și a-și îndeplini acel vis, care până la urmă e un vis pentru orice sportiv. Da, cum spuneam, am urcat volumul de pregătire destul de mult încă din finalul lunii noiembrie. Suntem și acum niște etape de pregătire, sau am fost până duminică, niște etape de pregătire destul de dure. Le-a parcurs cu succes până acum, fără traumatisme. Tempourile de alergare au urcat spre 30 de kilometri, lucru pe care nu l-am mai făcut de când practică maratonul, ceea ce ne dă speranțe că în cursă va traversa mult mai ușor acele momente critice pe care orice alergător de maraton le are. De la kilometru 22, 28, 34, în zona aia apar acele bariere în care simți că nu mai poți, dar trebuie să poți și să menții tempoul. Încât zic eu că după antrenamentele pe care le-am făcut, va fi bine. Programul e sigur că implică, pe lângă aceste antrenamente dure, un regim de odihnă foarte atent controlat, un regim alimentar de asemenea, controlele medicale, mă rog, refacerea post-efort pe care Clubul Sportiv Municipal de câteva, de jumătate de an bună reușește să o asigure, și este un lucru bun, pentru că la un moment dat în marea performanță, oricât te antrenezi, dacă nu ai refacere, apar accidentările, apare oboseala musculară și psihică și nu se mai poate face sport de performanță în condițiile alerg și doar mâncarea. Încât ușor ne-am apropiat și noi de modernismul, să spunem, antrenamentelor, de ceea ce fac și alții. Mai avem, sigur, de străbătut cale lungă până acolo, dar o facem cum putem, pe plan local. Paula, în cadrul secției de atletism a Clubului Sportiv Municipal există o atletă care provine din Sibiu, Daniela Cârlan, la ea mă refer. Care este relația ta în acest moment cu ea? Pentru că mulți se întreabă totuși la ce curse concurați, sau împreună, la ce curse concurați, dacă ați făcut, să spun așa, cuplu sau echipă, la atletism vorbim de echipă. Până la urmă, cum este relația dintre voi două? Da, ținând cont că Daniela Cârlan nu este din județ, este venită la acest club, la clubul CSM Zalău, figurează la club ca fiind sportivă, dar nu ne antrenăm împreună. Relația mea între mine și ea, ce pot să spun, ar trebui să ai întâlniri cu persoana respectivă, să comunici, pe când asta nu se întâmplă între noi. Noi ne întâlnim foarte rar sau numai la concursuri, unde ne salutăm, ne respectăm, ne întrebăm despre forma sportivă, despre cum s-a decurs pregătirea și cam atât. Domnul profesor, pentru un club care are reprezentanți și din alt județ și care până la urmă, cum este și cazul Danielei Cârlan, care se pregătește în afara clubului, în afara județului, cât de benefic este? Sigur, nu este doar cazul clubului de la Zalău. Ajută până la urmă cu cât ajută acest sportiv? Pentru că dacă ar fi să facem un sondaj în cadrul comunității noastre, sunt convins că mai mult de 20%, probabil, să spunem un 30%, nici nu știu, sau probabil n-au auzit de Daniela Cârlan. 1%, zic eu. Doar dacă au auzit de acest nume, care sunt beneficiile? Că poate aduce eventual niște medalii zestrea Clubului Sportiv Municipal, prin valoarea lui, prin prestație. Dacă există mai mulți sportivi într-un club și pe anumite probe unde poți să facă o echipă, de asemenea poate contribui. Nu este cazul nostru, pentru că ar trebui să avem minim 3 alergătoare. Deci la echipă nu putem puncta împreună. Contribuția este personală, a face ceva. Acum, sigur că Daniela are o experiență, da? În sportul de performanță mare, de ani de zile. Nu...
Nu sunt însă de acord cu faptul ăsta că oricât ar fi un sportiv de experimentat, poți să-l antrenezi de undeva din afară telefonic. Eu mă îndoiesc că aș putea cu cineva lucra un an de zile, cum ți-au mers antrenamentele, ce ai făcut, dirijarea asta. Cred că un sportiv trebuie să-l vezi, să-l simți, să-i simți pulsul, vezi că e obosit, îl oprești într-un anumit antrenament. Este mai greu, este foarte greu, zic eu. Că eu nu mă simt în stare să fac așa ceva. Știu că la un moment dat au fost permise chiar și acele duble legitimări. Da. Mai sunt valabile și în ziua de azi? Da, se pot face și în momentul ăsta, dacă directorul instituției dorește acest lucru, dacă semnează acel protocol. Noi l-am avut și cu Mihaela Botezan de la Cluj și cu o altă atletă din Craiova. S-a dovedit benefic pentru o medalie la echipă și doar atât. În cadrul clubului, cel puțin secția de alergări este asociată doar cu numele Paulei Todoran și a Danielei Cârlan. Există în acest moment și alți sportivi care să vină, să spun, puțin din urmă? Sigur, aici la CSM Zalău vorbim doar de sportivi cu experiență, pentru că e acel șir, să spun așa, CSS Zalău, liceul cu program sportiv și pe urmă marile talente ajung la clubul sportiv municipal. Da, haideți să încep așa. Printr-o selecție făcută anul trecut am reușit să găsim trei fete care sunt talentate, care deja au participat la 4-5 competiții și care sunt legitimate deja în clubul sportiv municipal. Așa cum tenisul și celelalte sporturi au o pepinieră pe care o duc în cadrul clubului înspre seniorat, și atletismul poate să aibă de la cei mici. Nu este o secție doar de seniori la atletism. Noi am încercat lucrul ăsta, aceste fete cresc cu 4 antrenamente pe săptămână, uneori 3 pe perioada de iarnă, dar participă și eu încerc să cred că în viitor vor spune ceva. Cam atât. În rest, poate fi vorba de o relație încă nefuncțională între cele două unități pepinieră, să le spunem, de juniori pepinieră, în sensul că la nivelul juniorilor și care nu au reușit să stabilească o relație de promovare înspre CSM Zalău. Care sunt motivele? Probabil mai multe și necesită o discuție aparte aceste motive, cred. Ne întoarcem puțin, profesor, la acea competiție de amploare, Jocurile Olimpice de la Rio. Ar fi pentru Paula ultima cursă sau ultimul tren în cazul în care, spun așa, Doamne ferește, nu mi-aș dori nici personal și cred că nimeni dintre cei care o iubesc și o îndrăgesc nu și-ar dori. Ar fi, să spun așa, o ultimă șansă? Da, răspunsul nu este da. Ca să ajungem la Jocurile Olimpice, categoric trebuie să trecem prin acest moment de la finalul săptămânii Sevilla sau eventual printr-un următor moment peste 2 luni, la finalul lunii aprilie, când Europa găzduiește multe maratoane în niște orașe în care se poate alerga la barem. Deci, dacă nu va fi Sevilla, va fi în aprilie un alt maraton și o a doua șansă. Noi de asta am încercat și ne-am dorit să ajungem la Sevilla ca să aibă 2 șanse de realizarea baremului. Sper din suflet să se relaxeze și lunea viitoare să fie un alt om relaxat fără gândul baremului și atunci toată pregătirea ei ar decurge mult, mult mai bine până la Jocurile Olimpice. Paula, mai sunt câteva zile până la prima șansă, i-am putea spune, de a ajunge la Rio. Cum te simți în acest moment? Mă simt foarte bine, am o stare fizică și psihică foarte bună, sunt optimistă și cred în mine că voi face un rezultat foarte bun. În regulă, ne oprim aici cu prima parte a emisiunii, revenim după o scurtă pauză de publicitate. We'll be right back.
revenit cu partea a doua emisiunii Arena Sportivă. Domnule Seșanu, vreau să mai faceți o adăugare la comentariul Paulei Todoran despre momentul Sevilla de la finalul săptămânii. Da, vreau să completez, să spun că la invitația postului Sălăjanu pentru această emisiune am avut tentația de a spune nu. Pentru că înainte de o competiție cu câteva zile, mi se părea nu știu cum să apari într-un studio să spui îmi doresc să ajung acolo și mă gândeam, nu la mine neapărat, ci la starea sportivă, de a nu influența negativ. Am stat și m-am gândit după aceea câteva minute și am zis, poate va fi de bine. Poate este un factor motivațional apariția ei și exprimarea unor gânduri și a unor dorințe. Și am zis, hai să încercăm. Și lucrul ăsta pe care nu l-am mai încercat înainte de o mare competiție. Mare prin faptul că trebuie realizat baremul și dorința alezătoare. Asta este. Mare prin faptul că este o șansă mare pentru Paula de a-și îndeplini acel barem. Paula, este un motiv în plus, să spun așa, sau o provocare, un imbolc pentru tine? Ce pot să spun? Nu mă afectează sau sper să nu... Nu cred că mă va afecta negativ. Această emisiune negativ. Chiar poate să îmi dea un imbold pentru zilele următoare. Toamna anului trecut a adus o schimbare pentru dumneavoastră, domn profesor. Începând cu luna septembrie, ați devenit directorul liceului cu program sportiv Avram Iancu Zalău. Pot spune, cel puțin eu consider una dintre cele mai importante instituții din punct de vedere al promovării sportivilor. Cum a fost? Povestiți-ne puțin această schimbare, să-i spun așa, pentru dumneavoastră și numirea. Da, aș porni de la ideea pe care a exprimat-o o instituție care promovează înspre sportul de performanță și este adevărat, pentru că dacă mă gândesc în timp, liceul sportiv a format-o pe Cristina Casandra, pe Olimpia Pop. Cristina Casandra a fost o reprezentantă a sălajului și a României la Jocurile Olimpice și nu odată, și la câte campionate mondiale. A mai fost o sportivă, tot de marcă și tot colegă cu Cristina Casandra în liceu sportiv, numită Cristina Neag. Ulterior, ea a ales să trăiască în Grecia, dar a reprezentat Grecia tot așa la jocurile, la campionate mondiale, la Jocurile Olimpice. Este tot un produs al liceului sportiv. Venind în timp, sigur găsim și alți sportivi, medaliați naționali, proveniți din liceu sportiv și promovați în sportul de performanță și, de ce nu, Paula Todoran, care este chiar un produs din clasa 6 până în clasa 12 a liceului sportiv. Dacă numai aceste nume le-ar fi scos liceul sportiv pe firmamentul atletismului românesc, eu zic că oricum era un rezultat deosebit pentru o unitate de învățământ. Ce a însemnat pentru mine, nu știu, n-aș putea exprima în câteva cuvinte. Mi-am trăit viața în acest liceu, am participat la reînființarea lui în 1992, și de atunci mi-am pus sufletul în liceul ăsta. Este o casă în care trăiesc și cred că în momentul ăsta mă manifest în calitate de director ca un bun coleg și am un spirit de colaborare cu toți vechii mei colegi și actualii colegi, noi așa ne simțim. Încercăm să facem ca lucrurile să meargă spre bine și nu mă simt într-o haină mai aparte, mă simt eu bine, întotdeauna m-am simțit în mijlocul colectivului și am încercat să creonez câteva idei de bază care să ducă la promovarea liceului și la bunul mers al lucrurilor de acolo. Ce secție există în acest moment în cadrul liceului cu program sportiv? La clasele mici avem atletismul, care a fost dintotdeauna și rămâne, și fotbalul, la clasa a 5-a, o grupă de fotbal. Iar la clasele liceale avem atletismul pe verticală de la clasa 9 până la 12-a, volei fete, o secție cu care am pornit și care încă mai există la nivel liceal și îmi pare bine de acest lucru, mi-ar părea bine să se revigoreze mișcarea de volei. Și mai avem clase mozaic sau jumătăți de clase mozaic care cuprind în cadrul lor handball, volei băieți, fotbal, box, lupte,
Adică toate sporturile care se fac în celelalte centre, unități din cadrul județului și sau municipiului Zalău mai degrabă, unde sportivii sunt legitimați, fac câteva 4 ore în cadrul liceului de pregătire sportivă generală, iar restul orilor le fac specializat fiecare la disciplina lui. Paula, de ceva timp ai devenit și tu cadru didactic. Cum ai îmbrățișat această meserie? Cum te descurci practic pe două fronturi? Sunt profesor la Liceul Sportiv Avram Iancu cu jumătate de normă. Plata cora, un număr redus de ore, ceea ce nu mă încurcă în pregătirea mea sportivă. Am intrat în învățământ cu aceeași pasiune. Mi-e pică bine să fiu cadru didactic pentru pregătirea mea profesională și pentru a putea să mă formez ca și ca și om și în societate specialist. Până la urmă. Ca și un bun specialist în domeniu și, bineînțeles, pentru a-mi putea da și gradele didactice din învățământ. Este, domn profesor, până la urmă o cununare sau până la urmă o răsplată a ceea ce a dat Liceul Sportiv și Paula Liceului Sportiv, această reîntoarcere sau revenirea Paulei în... Da, este un lucru bun, pentru că pasiunea pe care o are pentru atletism, eu cred că în timp va dovedi și va descoperi copii care vor duce sălajul sau atletismul din sălaj, îl vor menține în timp în acest top al... a rezultatelor de valoare obținute de sălăjeni. În sensul ăsta vreau să spun că Paula deja a descoperit, adică acțiunile de selecție au fost ample, de la Cupa Văilor are mulți copii din liceul sportiv în momentul ăsta numărați pe multe degete pe care ea i-a văzut la Cupa Văilor și i-a adus în liceul sportiv. Iar printre ei, să spunem, este și Marian Cătălin, acest copil pe care Paula l-a văzut, Paula l-a adus în școală și i-a început pregătirea, s-a început primii pași din atletism, i-a făcut cu ea. Simțind că este un copil bun, talentat și ea neavând timpul necesar să ducă mai departe, sigur, până la urmă l-a promovat înspre domnul Bidian, un profesor de excepție și cu care își face pregătirea în momentul ăsta. Dar sunt mulți elevi de felul ăsta. Iar ucenicia, atâta cât este ea ca număr de ore pe băncile liceului sportiv, contează foarte mult în pregătirea ei profesională și după ce își va încheia cu sportul de performanță, și ucenicia va fi făcută încât va lua din plin, să zicem, profesia. Paula, făcând o comparație, este mai ușor să asculți indicațiile altora sau să dai tu indicații pentru copiii din ziua de azi care, din păcate, sunt tot mai puțin, nu cred că e cazul liceului cu program sportiv, dar, în general, copiii sunt tot mai puțin interesați de sport, în special de performanță. Nu sunt ușoare nici practicarea atletismului și nici a profesoratului. Au greutatea lor ambele activități. Desigur că îmi place să pot să motivez și să îndrum sportivii spre sportul de performanță care au inclinație și calitățile necesare. Chiar insist pe lucrul acesta a celor copii. Domnul profesor, o întrebare care apare pe buzele tuturor celor care își doresc până la urmă ca și copiilor sau ca și România să aibă sportivi de talie chiar mondială, nu doar europeană sau națională. Cum vedeți dumneavoastră interesul copiilor, al părinților pentru sportul din ziua de azi? Sigur, începând cu sportul de masă, pentru că performanță, fără să încep cu un sport de masă, nu cred că poate fi făcută. Cred că sportul românesc de mulți ani de zile este în cădere, pentru că noi nu am îmbrățișat ideile mondiale. În ultima vreme, toate țările care au rezultate pe plan mondial au adoptat o altă politică a sportului. O politică în care, spuneam înainte, pregătirea este îmbinată foarte mult cu pregătirea fizică, cu cea psihologică, cu condiții de viață
foarte bune de recuperare, cu cercetarea științifică, cu doctorul și psihologul care să fie la antrenament. Atâta timp cât noi nu avem așa ceva, nu ne putem gândi la performanțe înalte. Încă noi suntem în coborâre, în picaj. Primul lucru ar fi să stopăm acest lucru și după aceea să umblăm, să lucrăm la redresarea sportului românesc. Și același lucru se întâmplă și în județul nostru, categoric. Sigur că în funcție de valoarea fiecărui oraș, valoarea și zestrea culturală, la noi este și mai greu să-i conștientizăm de beneficiile sportului, de faptul că îl face pe copil sănătos, că îl face mult mai optimist în viața de fiecare zi, că îi dă încredere în el și atâtea și atâtea valențe pozitive pe care le are sportul. Acest lucru noi încercăm să-l promovăm în liceu sportiv și, din fericire, avem niște dascăli inimoși la toate materiile care sunt fericiți să le spună de la biologie, la istorie, ca istoric, la geografie, la toate materiile își găsesc minutul necesar să le spună de beneficiile sportului. Și ăsta e un lucru foarte bun și de aceea admir mult pe colegii mei, întreg colectivul care este acolo, și că promovează în afara liceului ceea ce facem noi acolo și faptul că a fi într-o clasă sportivă este un lucru deosebit, mai ales că în ultimii ani, în orașele mari, de la Timișoara, la Cluj, la Brașov, sunt câte 4-5 copii la admitere. Asta spune ceva, că s-a răsturnat ceva în ierarhie, dar a început de la orașele cu greutate ale României. Să sperăm că va ajunge până aici. Spuneați de acea promovare a sportivilor. La un moment dat știu că a fost, sau cel puțin s-a avut în vedere, o colaborare între clubul sportiv școlar, liceul cu program sportiv și CSM Zala, clubul sportiv municipal, unde să ajungă, sigur, cei care activează la seniori. Mai există în acest moment o colaborare între aceste trei cluburi importante? Vedeți, noi nu avem o strategie națională a sportului. Nu avem niște linii directoare, ce urmărim, unde vrem să... Nu avem, în momentul ăsta nu avem o strategie bine pusă la punct sus. La nivel de județ ne-am propus odată, o întâlnire, două, să le avem cu primăria, cu Consiliul Județean, cu factorii de decizie, alți factori de decizie, Direcția Județeană de Sport și aceste instituții, să gândim o strategie a județului. Nu s-a întâmplat nici până în ziua de astăzi lucrul ăsta. Din moment ce nu avem o strategie, promovările de la liceul sportiv sau în special se merg doar întâmplătoare. Dar colaborarea există, nu pe hârtie neapărat, la înțelegere între oameni. Încearcă să-mi promovezi ceva, dar nu se întâmplă. Și sigur că aici ne lovim și de un parcurs al elevilor noștri, care la terminarea liceului îmbrățișează sau se duc înspre facultățile de sport din Cluj, Oradea, alții se duc înspre facultăți de poliție militare și nu-i putem, nu avem cu cei reține la clubul sportiv municipal, încât este destul de greu. Paula, sunt interesați copiii din ziua de azi să facă acea oră sau acele puține ore din timpul săptămânii de educație fizică și sport, și aici mă refer în special la ceilalți care nu fac sport de performanță. N-aș putea să fac, din punctul meu de vedere, o referire la ceea ce se întâmplă în celelalte școli, deoarece eu am predat și predau un liceu cu program sportiv. Ceea ce am auzit este adevărat că se practică tot mai puțin sportul în școli, scutirile sunt tot mai multe și este o greșeală a medicilor de familie care liberează foarte ușor acele adeverințe în a-i scuti de a practica sportul pe diferite motive. Și îi duc la o comoditate și la o lipsă de activitate. Spuneam în prima parte a emisiunii că am văzut-o pe Paula, din păcate, antrenându-se în niște condiții, nu cred că exagerez, improprii, să nu spun altfel. Este un an electoral, un an în care am văzut că o parte dintre partide deja fac promisiuni în ceea ce privește starea, situația actuală a stadionului municipal. Cum vedeți, din punctul dumneavoastră de vedere, o schimbare sau o îmbunătățire a acestei baze sportive?
Pentru că la cum arată, cel puțin din interior, este greu de spus că putem vorbi doar de o renovare. Nu. Acest stadion trebuie să intre într-o reabilitare totală, dacă e să fie un stadion bun, să devină un stadion bun în timp. Cred că e o lucrare care necesită 2 ani de zile de muncă, dar merită. Acest oraș merită un stadion mai bun. Nu știu dacă este locul potrivit. Nu știu dacă spațiul ăla destul de mic pe care îl oferă este și pentru viitor. Toate țările în momentul ăsta fac investiții gândind cu 20-50 de ani înainte. Așa nu, și orașul Zalău ar trebui să nu risipească banii pe o bază foarte mică, dacă vin 50, în viitor, 100 de părinți cu mașinile să le parcheze și aducă copiii la mișcare, nu prea văd că ar corespunde. Cred că trebuie găsit un alt spațiu unde ulterior și în momentul în care financiar comunitatea va dispune de banii necesari să poată lipi și un bazin de not lângă un stadion, o bază de recuperare și așa mai departe, mă rog, tot ceea ce este necesar. Deci marșez, să zicem, pe ideea veche de a se face în altă parte această bază sportivă, pentru că ar fi mai bine. Paula, mai avem puțin până la finalul emisiunii. Aș vrea să te întreb în final, cum vezi tu evenimentul de la finalul anului organizat de Direcția pentru Sport, sigur în colaborare și cu alte instituții, acea gală a sportului, dacă o putem numi așa, în care de câțiva ani deții supremația în sporturile olimpice. Cum vezi tu? Ești împlinită de ceea ce îți oferă, sau mai bine zis, de atenția care ți se oferă la finalul anului, după un an greu cu rezultate deosebite? Păi mai mult decât o atenție și o apreciere a muncii și a eforturilor depuse de către noi sportivii, nu are nicio altă valoare această gală. Bun, până la urmă, aici e vorba, sigur, și de un aport al autorităților locale, autorităților județene, care în alte județe, din păcate, din fericire pentru ei și din păcate pentru noi, aportul lor este foarte consistent. Mă refer aici la premierea sportivilor. Nu ar trebui luat și la noi o astfel de atitudine, să fie altfel un model până la urmă, sigur. Eu nu m-aș referi neapărat la partea materială. Contează foarte mult, într-adevăr, după un an sportiv, un sportiv de excepție să fie premiat. Dar titlul ăsta de gală nu-și merită, cum să zic, denumirea în sine, pentru că o gală presupune o organizare impecabilă în care să trăiești emoțional. Nu am simțit în ultimii ani nicio emoție la această gală, ci așa, o fluturare de niște diplome care trec prin față și aceasta a fost premierea noastră. Nu. Din păcate ne bate în joc de momente de genul ăsta și nu avem voie. Nu avem voie. Când faci o premieră și zici pui și gală, trebuie să ne ocupăm luni de zile, să cerem ajutorul celor care știu și să o facem în așa fel încât ea să rămână în sufletul sportivilor, ca un moment emoționant. De multe ori chiar am rămas cu dezgustul acestei gale și am spus-o și acum 2 ani parcă. Bun, eu vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine în studioul Sălăjanu TV, pentru prezența în studio. Pentru prima dată. Da, nu și pentru ultima. Sperăm să ne întâlnim sau să ne reîntâlnim în vară după Olimpiada de la Rio. Eu vă urez baftă, în special ție, Paula, să auzim numai de bine. Doamnelor și domnilor, mulțumim. Punem punct ediției din această seară a emisiunii Arena Sportivă. Rămâneți alături de programele Sălăjanul TV. Noi ne revedem săptămâna viitoare de la aceeași oră.